De mic a iubit călătoriile și visa să facă înconjurul lumii, inspirată fiind de cărțile lui Jules Verne. La maturitate și-a propus să-și transforme cumva pasiunea în meserie, într-un final se pare că a reușit. De 4 ani. Merge în vacanțe gratuit, are asigurate transportul, cazarea și masa, dar trebuie să îndeplinească anumite condiții în schimb. Astfel, vedeta trebuie să împărtășească apoi impresiile pe toate canalele media, blog, Facebook, Instagram, în presă și la televizor. E necesar să ai un public al tău care să te urmărească, să poți influența un număr cât mai mare de oameni să te urmeze, iar Dana are publicul său ce ține cont de alegerile și recomandările sale. A călătorit în ultimii 4 ani pe aproape toate continentele, a trecut din America la Moscova, la St. Petersburg, are vizitat Sri Lanka, s-a bronzat pe nisipul Fin din Maldive pentru ca apoi să fugă puțin pe la Milano, apoi în Argentina, Emiratele Arabe, Dubai și Egipt. Cel mai popular influencer de travel din România este Dana Săvuică. Mulțumesc mult de tot. Doamne, dar ce descriere frumoasă. Pot să plec? Pot să mă duc? Primul avion? Se pare că nu. Mulțumesc mult de tot pentru acest premiu. Chiar vreau să vă felicit pentru că de fiecare dată m-ați invitat aici ori ca simplu spectator, ori ca și nominalizat, ori ca și premiant. Pentru mine contează foarte mult acest premiu pentru că mă motivează și mai tare să ofer clipe frumoase, cele pe care eu le petrec cumva într-adevăr înconjurând lumea și vizitând-o în lung și în lat, dar mai important pentru mine este că vreau să transmit un mesaj pozitiv, mai ales în perioada aceasta în care, pe care o traversăm cu toții, o perioadă tulbure, nesigură, nu mai știm ce se întâmplă cu ziua de mâine, dar cu siguranță cred că, deși avem nevoie de distanțare socială, cumva ne conectăm mult mai bine așa, da? Uite, iată, suntem împreună cu prieteni, cu oameni care își doresc să aibă o viață frumoasă, normală, deși nu știu ce înseamnă normalitatea în ziua de astăzi, și mă bucur dacă pot să fiu și eu printre acești oameni care îi influențează pe alții să trăiască frumos și sănătos, pot să spun. Călătoriile pentru mine înseamnă foarte mult, înseamnă sănătatea sufletului meu și tocmai de aceea vreau să vă transmit și vouă această bucurie și această poftă de a vă trăi viața indiferent în locul și momentul în care sunteți. Deci, mulțumesc mult de tot, felicitări pentru această gală pe care o țineți de 10 ani. Mulțumim! Este o performanță și o excelență în același timp, pentru că tu știi, Adela, mulți au idei foarte bune, dar foarte puțini sunt aceia care reușesc să meargă mai departe și să persevereze în ceea ce fac. Deci, felicitări! Mulțumesc mult de tot, să aveți o zi frumoasă! Mulțumim și noi!